drapel de 20 de metri a fost adus pe plaja San Lorenzo din Gijón pentru a da startul paradei navale și spectacolului aerian, care inclus operațiuni amfibii, zboruri statice, urmăriri pe mare și acrobații din aer. Armata a demonstrat capacitățile elicopterului de atac Tigru și ale NH-90, care au fost utilizate în desfășurarea forțelor armate în Afganistan și care vor fi folosite în curând în Slovacia. Patrula Vulturilor, formată din 6 aeronave, a executat o demonstrație inedită cu diferite schimbări de formație și a pictat stagul spaniol pe cerul din Gijón, stârnind cele mai puternice aplauze ale după-amiezii. La Oviedo a avut loc parada terestră, la care au participat 3250 de soldați și 147 de vehicule militare. Alături de regii Spaniei s-au aflat miniștrii de interne și apărare. Ziua Forțelor Armate Spaniole se sărbătorește în fiecare an pe 30 mai, însă un decret regal stabilește că parada este organizată în sâmbăta cea mai apropiată acestei date.